debutat prima ediție a Young Veterans Fest, un eveniment care promovează tradițiile militare, desfășurat la Centrul de Recuperare a Veteranilor de lângă Mănăstirea Dealu. Timp de 3 zile, cetățenii sunt invitați să participe cu mic, cu mare, la evenimentele dedicate tuturor categoriilor de vârstă. Bună ziua! Mă numesc Iuliu Sonica și sunt vicepreședinte, coordonator la Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de Mir. O asociație ce apără și promovează drepturile veteranilor din teatrul de operații. Aici este un stand unde avem câteva exponate din tot Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, în care avem Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, structurile de ISU, pompieri și celelalte. În această imagine este cămașa unui dintre colegii noștri care a fost rănit în teatrul de operații și care e cu sângele de atunci de când s-a întâmplat nefericitul eveniment. Diverse exponate sunt donate direct de către colegii care au participat în operațiuni, în aceste teatre de operații, din toate structurile Sistemului Național de Apărare. Respectiv, avem colegi din Ministerul Apărării Naționale, avem colegi din Ministerul de Interne, avem colegi de la SMURD, avem colegi din toate structurile. În perioada 24-26 septembrie 2021, asociația are plăcerea de a vă invita și participa la spectacolul caritabil organizat de către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de Mir. Spectacol caritabil pentru strângerea de fonduri în vederea promovării și finalizării proiectului de suflet pe care îl avem, respectiv construirea de case modulare pentru veteranii abandonați de familie. Numele meu este Dan Arsenescu, sunt vicepreședintele Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, filiala, sucursala județeană Argeș. Astăzi avem plăcerea și onoarea de a avea ca și vizitatori la primul festival al veteranilor din teatrele de operație. Așa cum se vede lângă mine, avem acest panou prin care aducem un pios omagiu celor 30 de veterani de război care au decedat în teatrele de operații. Acest simbol este dedicat lor. În continuare, dați-mi voie să vă prezint primele misiuni ale Armatei Române, în care militarii noștri au participat în teatrele de operații. Și o să începem în ordine cronologică. Prima misiune, așa cum v-am spus, a fost cea inițiată de Armata Română în anul 1991 cu Spitalul de Campanie 100. Spital de campanie care a fost operațional cu ocazia războiului din Cuveit. Urmează a doua misiune a Armatei Române, tot un spital de campanie care a avut în componență 260 de militari, dintre care aproximativ 100 de cadre militare, care și-au desfășurat activitatea timp de 3 rotații, începând cu anul 1993. Sunt mândru că am făcut parte din acest eșalon și am putut aduce o experiență deosebită armatei noastre și de asemenea tuturor celor care au urmat după mine în celelalte misiuni. O altă misiune pe care armata noastră și militarii veterani ai asociației noastre au participat este
misiunea din Bosnia-Kosovo, misiune care a început în anul 1996, în prima locație cu batalionul 96 de la Zenica. Acest batalion și respectiv detașamentul care a fost în această zonă a fost preponderent axat pe partea de geniu, adică reparații, minări de minări și alte probleme legate de bunăstarea și ajutorul populației. Ziua, dragii mei, sunt Ovidiu Purdea Someș, un colonel popular, dar care sufletește este legat de Târgoviște și de acest centru de recuperare a camarazilor suferinți prin mai multe legături sentimentale. Una, pentru că marele voievod a avut jertfă la Cluj, la Turda, iar capul lui este îngropat aici, la Mănăstirea Dealul, în apropierea noastră, și mai ales pentru că unul din cântecele de referință ale Ardealului și al meu, pe care îl cânt și îl voi cânta și în seara asta la spectacol, este cântat de un dâmbovițean, de Ion Dolănescu, un târgoviștean, tot de aici. Iată care sunt legăturile mele, dar cea mai profundă, cea mai frumoasă legătură este legătura de trup. Camarazii mei sunt răniți din teatrele de operații. Noi ne rănim ușor la o mână, suferim și plângem, dar ei, cu rănile de pe trup pe care le poartă o viață, ei sunt adevărați eroi. De aceea eu voi fi întotdeauna cu puterea mea, cu harul meu, cu credința mea și cu tot ceea ce înseamnă militar. Vă îmbrățișez cu drag, dragi camarazi. Voi fi împreună cu voi de acum și cât va vrea bunul Dumnezeu. Mă numesc Zahoranski Istvan, sunt secretarul general al Guvernului Român. Trebuie să mulțumesc foarte mult Asociației Veteranilor pentru invitație. Este o muncă titanică, ceea ce au început dânsii. Guvernul Român se va alătura eforturilor dumnealor pentru a dezvolta această bază pentru recuperarea militarilor care au suferit în teatrele de război pentru interesele statului român, și merită acești oameni îngrijirea, devotamentul nostru pentru o viață cât mai ușoară și cât mai bună. În continuare, am să vă prezint standul ținutelor tradiționale din zona afgană. Acest grupaj de ținute a fost realizat cu sprijinul Centrului de Perfecționare ISERJ, Parașutist și JITAC, general major Grigore Baștam de la Buzău, ele fiind donate pentru realizarea viitorului muzeu al Centrului de Recuperare și Refacere de aici, de la Târgoviște. Desigur, în continuare, o să mergem și o să vedem și celelalte standuri care sunt reprezentative pentru misiunile pe care Armata Română le-a făcut ușor. Și o să vă prezint standul cu Irakul. Irakul a fost o zonă de conflict care a urmat după partea de Bosnia și Angola. Următoarea misiune, deci ne-am avut-o pe Irak. În Irak au fost misiuni de menținere a păcii și acolo Armata Română în continuare a dat dovadă de acel element care toată lumea l-a discutat, omenia față de populația din Irak și sprijinul și suportul, mai ales suportul care l-a acordat populației civile. Pe aceste vitrine aveți câteva elemente, reviste care au înfățișat și înfățișează în continuare activitatea colegilor noștri din Teatrul de Operațiuni din Irak.
Vom merge în continuare și vom prezenta pentru dumneavoastră următorul stand reprezentativ, cel din Afganistan, misiune care a fost cea mai lungă misiune a armatei române într-un teatru de operație, cel din Afganistan. Misiune în Afganistan care a durat 20 de ani și a fost plătit cu un tribut de sânge însumând 27 de militari care au decedat și peste 100 de militari răniți în teatrele de operații. Sigur, despre Afganistan sunt foarte multe de spus. A fost o zonă de conflict care, așa cum știți și dumneavoastră, s-a încheiat după 20 de ani, fără un rezultat major față de acest teatru de operațiuni. De asemenea, avem în vitrină câteva obiecte personale ale colegilor noștri care au participat în această misiune. Imagini reprezentative ale acestor misiuni le găsim și pe panou. Sunt acțiuni de luptă duse de către colegii noștri, cei care au fost în aceste teatre de operațiuni. În continuare, pentru curiozitatea celor care s-au făcut armata, aș putea să vă prezint și voi încerca să vă prezint bucătăria faimosul PGB-ul, bucătăria ambulantă, cel cu care unii dintre dumneavoastră, mai ales cei care au făcut armata și au fost în aplicații și misiuni, au avut de a face cu această bucătărie ambulantă. Ele încă mai sunt operaționale la această oră. Acesta este un obiect care va face parte din muzeul nostru și va rămâne pentru a fi pus în funcțiune și a-l operaționaliza. Desigur, în continuare vom merge un pic mai departe și am să vă prezint zona generală a activităților pe care Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități au executat în această perioadă de când noi am luat ființă, mai exact din anul 2017. Activitățile Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități s-au axat în principiu pentru ajutorarea colegilor noștri care au rămas cu sechele în urma misiunilor și acțiunilor de luptă din teatrele de operație și în special a celor care au fost în zona Afganistan, pentru că, așa cum menționam și înainte, acest Afganistan a furat de lângă familiile noastre 27 de militari și am avut răniți peste 100 de militari care astăzi își duc aceste răni cu demnitate și cu stoicism, pentru că, vedeți, armata asta a însemnat întotdeauna să-ți porți uniforma cu demnitate și să faci față oricând și la orice oră tuturor impedimentelor cu care te confrunți. Avem în acest panou câteva dintre activitățile de bază. Activități de întrajutorarea veteranilor întorși și răniți din teatrele de operații, activități de întrajutorare a familiilor nevoiașe, vizite ale elevilor de la liceul militar din Breaza, acțiuni cu veteranii de război, pentru că vreau să menționez că această asociație a militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități are o strânsă legătură privind relaționarea cu Asociația Națională a Veteranilor de Război. Acțiuni cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
acțiuni cu ocazia diferitelor activități socio-profesional distractive, sportive, întâlniri cu diferiți artiști cu ocazia diferitelor activități pe care asociația noastră le-a executat și promovat, donări de sânge, exact cum vă spuneam și în continuare, acele activități sportive. Aici avem în această imagine prima activitate culturală artistică dedicată centrului de refacere și recuperare de la Târgoviște, care a avut loc acum 2 ani. Acestea fiind spuse, noi vă invităm în zilele următoare, adică sâmbătă și duminică și astăzi, dacă eventual puteți, să veniți la Mănăstirea Dearu în cadrul Centrului de Recuperare și Refacere al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități. Vă mulțumesc din suflet! Numele meu este Ocean Ionel, a.k.a. Ocan. Sunt membru, funcție de secretar, în asociația Ghost Regiment Club de 2 ani de zile. Cu respectivii membri jucăm de aproape 5 ani de zile, ne cunoaștem și organizăm jocuri în mod frecvent cu replici ale armelor reale, 1-1 chiar, foarte fidele, foarte greu de dat seama dacă sunt sau nu adevărate. Ne aflăm aici la festivalul Young Veteran Fest pentru următoarele 3 zile, astăzi, da, vineri, sâmbătă și duminică, unde vă așteptăm aici cu un poligon de trageri, cu replici de airsoft fidele, 100%, pentru copii, pentru adolescenți, adulți, oricine este binevenit. Suntem aici pentru a susține acest festival organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități în centru de recuperare. Câți militari fac demonstrații? Astăzi vom avea aproape 15 persoane. De fapt, chiar 15. Avem 7 posturi de trageri și fiecare post va avea un instructor care va explica câte ceva despre replică, despre istoria ei poate, și va explica un mic regulament pentru a ținti cât mai corect țintele din capătul poligonului. Povestiți-mi puțin, vă rog, despre această meserie. Păi, nu e chiar o meserie, e mai mult un hobby. Început din curiozitate sau pur și simplu din faptul că majoritatea sunt gameri de shootere și este mult mai practic să practici un joc în viața de zi cu zi. Tot a început de la Counter-Strike, toți îl cunoaștem, un joc foarte clasic și este mult mai ok să joci Counter-Strike în viața reală, dat fiind faptul că faci mișcare foarte multă și feeling-ul este total deosebit. Pentru copii, un mesaj. Copiii vă așteptăm aici, distracție mare, muzică, replici foarte fidele, inclusiv pistoale, da? Un pic mai mult, mai deosebite, mai puțin deosebite, da? Putem trage și cu pistol, cu replici automate, cu shotgun, chiar avem aici sniper. Va fi foarte, foarte distractiv, vă veți bucura foarte tare.